Hai, salutare, lume bună! Și bine v-am găsit, vă spune brotherul vostru, cu Darius pe spate și cu Bogdan, o să-l vedem chiar acum. Sunt aici la brotherii noștri acasă și ce credeți că facem noi astăzi? După cum ați văzut pe TikTok, brotherașii mei, am venit la un băiat acasă, casă la Darius, mai exact, e pe dreapta tatălui, mai că e pe dreapta lui bossul. Am venit că aseară ne-am întâlnit cu un băiat, cu un Bogdan. Salut, brotherii, ce fac, mă, fratele meu? I-ai dat de cap? Zero. Nu merge. Nu se descurcă cu el. Nu știu ce, nu știe ce să-i facă. Și m-a chemat pe mine: bă, brotherul meu, hai să mă ajut să-i dăm de cap. Curge, mai curge benzină. Bă, am uitat să iau benzină. Mai ai? Las camionul în țică. Am uitat, bă, și am fost la benzinărie. Nici eu nu mai am gaz la babă. Ha. Mai am puțin. Am rămas fără gaz aici, dar bine că am benzină. Bă, stai, tu mai ai benzină în rezervor? Mai era. Ha? Lasă-mă că mai am eu puțină. Eu pun două formele. Ia uite, bă, ce am uitat să iau benzină, să mor. Că mi-ai zis, mi-ai dat mesaj, știi? Da. Păi știi de ce? Ce facem? Îi punem niște benzină și alea? Deci dăm carburatorul jos? Hai să luăm alea din mașină, vine încă. Am luat eu, brother, niște... Merge ropopârca asta? O, stai pe zonă, lasă-l ușor. Facem un vlog după aia cu ea. Facem. O ropopârcă, mă, auzi? Hai că da! Și... Ia fii atent aici, am luat eu niște scule. Vezi că asta n-are... Uite asta, iau pe asta, brotherie, și asta vezi că n-are de astea, dar o ținem așa dreaptă, așa, uite așa, nu înclina, ține așa dreaptă, ține așa, dai drum, că stă. Da. Am luat și o sticlă de suc ca să bem cu brotherie, că trebuie să ne cinstim și noi aici, hai să vedem ce-i facem, cum facem să-l ajutăm și pe el, să-i facem, că vreau să își facă și la TV-ul, după care o să-mi iau și eu cross-ul. Ia uite, șerifule, aduci tu două, trei pahare, patru, te pune și îl tai că tu, bem câte om. Unchi tu, bem câte un pahar de... Ia zi, fratele meu, care-i problema? De când ai mai mers cu el? Are două săptămâni. Două săptămâni? Păi și ce aveai, probleme cu setul? Ambielajul. Adică nu ambielajul. Am înțeles. Ceva de pe aici, dinăuntru. Ambreiajul. Grupul, mă, ambreiaj. Uite, șuruburile alea sunt strânse? Care? Alea două. Nu, l-am strâns. Iar ce am pus motorul? Păi și tu doar ai vrut să-l pornești? Da. Păi și crezi că are compresie, e ok? Ai verificat? N-ai baterie, nu poți să-i dai la el tot motor? N-am baterie. Hă? Mamă, dacă știam, n-am bateria de 12 de acasă, bă. Nu era bine? Era. Uite, aici mai trebuie un șurub și aici. Dar asta cred că le-ai pus doar așa, poți să le ai șuruburile? Ce? Șuruburile le-ai aici? A, s-a stricat asta aici. Filetul? Da. Dar nu, că nu-i nimic, că sunt ea, văd ce trebuie. Dă scânteie, benzinește, nu pornește. Bujii, altă bujie ai, că pe asta s-o ardem un pic, știi ce zic? Hai că-i tras de el, nu? Merge cârjă când îi dai? Ce, de cât e setul? 107, a lui Alex. 107, a. Ca a lui Alex. Cum a fost a lui Alex, ca a lui Alex a dus pe lumea el altă. Fost la fel, da. Haide, brother, să ne murdărim puțin pe mână, să facem ceva frumos și să încercăm să... Băi, știi ce zic eu? Vrei să... Da, l-ai pus ca maiure aici, dar lăsa că avem loc. Nu, las că e ok. Ia zi, carburatorul e nou? Da. Pe cum nou? Că e mai murdar capacul ăsta. Nu, pe el e capac. Că am vreo 4 carburatoare astea. Bun. Curgea benzină pe aici, nu? Da. Păi acum nu închide șurubelul ăsta? Tu ce părere ai? Nu, eu zic că acolo în el nu închidea benzină. Adică dădea pe aici benzină și curgea pe capac. Păi o fi fost de la plutitor, mă, o fi de la plutitorul ăla, brotherie. Dă carburatorul jos, ne uităm la el. Nu înțeleg eu de ce... Vezi că am eu, ok, am tot ce trebuie. Pale mele le pui separat, pale tale le pui tu separat, da? Hai că aș vrea să merg cu el până diseară. Hai că l-avem pe Darius Forța aici, care sparge norme. Nu mai iei benzină aici? Păi și tu nu mai iei benzină deloc? Da. A curs aseară, toată? Tot. 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 Ia vezi dacă mai e un pic de benzină, brodăraș, că... Hai că dacă... Un litru dacă e, doi, că ți iau eu alt. Ia uite, bă, ce am uitat să iau. Am fost la benzinărie, am luat... A băgat niște gaz în butelie. Așa, fratele meu, ia să vedem cum îi dăm de cap, brother. Ia, mă, bujia cum arată. Mamă, e vopsită, e bătrână. Da. Știi, ar putea și bujia să fie. Mamă, păi nu, mai e alta? Băi, e și ăla din mijloc. Mamă, e apropiat de... Băi, nu-ți dă, nu e bună. Cu bujia asta vrei tu să-l pornești? Băi, brother, n-ai mai altă bujie? Cu asta a mers până acum. Păi cu asta a mers, mă, frate, dar e încranată, băi, e terminată. Ia uite, deci cărbunele din interior, brother, e, stă așa, se apropie de marginea asta, vezi? Și uite, are o grămadă de calamină. Păi dă scânteie, dar nu e treabă că-ți fură scânteia în motor, băi.
Nu mai aveți multă bujie? Domnule, și n-am și un sucul de astea. Nu mai ai broader alta? Băi, fii atent, ai la răgaz, poți să o pui să se ardă? Da. Așa, frățiorme, și ai perie de sârmă? De aici. Bravo. Mamă. Păi știi ceva? Ia fii atent. Poți să o pui la aragaz dacă faci, dar să nu se încingă rău de tot ăsta, să meargă ușor aragazul, știi? Da, lași focul ușor așa să meargă. Frate, trebuie să o, dacă poți să o pui, decât să stai aia pe aragaz pe ochi, să se încingă, broadere. Lasă-o acolo să ardă. Mamă, e terminată, broadere. Bă, păi, de ce așa? Că așa trebuie, ha? Ia fii atent, hai să o punem aici. Uite, dă-mi, unde e o cârpă? Uite, cârpa aia de acolo. Ia dă-mă, mă, ce șuruburi aici. Dă, aia, bag-o aici în față. Așa, brother. Ia să ne uităm. Aici. Mie nu-mi plăcea că nu știu pe unde curge. Poate curge pe la șurubelul ăsta pe aici, vezi? Mamă, și steluțele astea cum sunt făcute. Bă, ești nebun. Se mai desface asta? Hai că se desface. Cu un bonfire trebuia făcut un șans la șurubul ăsta, că știi cum e? Ia uite, e rotund aici, da. Ia uite, cred că se vede. Nu mișca scaunul, ia mâna de, ia piciorul de pe scaun, că se mișcă camera. Bă, el dacă are compresie și alea, trebuie să pornească. De pornit o să pornească, sigur, dar trebuie să vedem ce... Ia. Uite, ăsta, ia. Știi care e problema? Așa, deci ăsta e surplusul, aici e ok. Nu știu aici dacă închide bine, aici. Ai verificat asta? Nu cred să mă fie, adică să mă vină benzină prea multă și ajung în cap la asta. Păi asta e, asta e, că uite, ăsta e desfundat. Pe aici, pe aici vine surplusul și pe aici curge, știi? Adică când îi dă prea multă, îi dă peste cap. Păi uite aici, aici. Curge prin asta. Ia. Și când merge desfundat, nu? Pare ok. Stai să vedem ce zice așa, știi? Ai umblat și la asta? Nu știu dacă închide. Tu ai luat asta de la ălalalt? Nu. Ce? Cuiu? Nu, asta a fost de când l-am luat la pe acolo. Mi-a dat și carburatorul celălalt. Eu cred că de aici ar fi problema, știi? Da, frate, trebuie să o lași și așa, 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 bravo. Și acum trebuie curățată, dar cred că mai trebuie iar să o dată, știi? Nu e, nu prea e ok, brother, că e terminată aia, știi? Da, că nu mai are alta. Ia. Și acum vine asta, uite așa. Și vine aici. Uite așa, stai că l-am pus invers. Vezi, să nu pui mâna pe ea că frige. Nu-mi place cum lucrează ăsta. Știi care e treaba? Uite aici, în vârf, la ăsta. Ar putea să fie că văd că are un fel de șențuleț, vezi? Uite aici. Și trebuia să se închidă mai ca lumea. Și s-ar putea să nu închidă ăsta. Ia, și ăsta vine, uite așa. De fapt, ăsta vine aici. Uite așa. Și ăsta vine așa, uite așa. Ia să-l vedem. Poate nu era bine pus. Ce asta... mai ai carburator acasă? Ce? Mai ai 4? Mm-hmm. Sunt tot de ATV? Da. Păi cum lucrează asta, mă, că nu prea e... Așa lucrează, nu închide. Așa trebuie să fie, da. Dar e... Da, ia uite, vezi? Când stă așa, nu prea e. Deci el când se umple, plutitorul. Da, știi ceva? Fii atent, ai un furtunaș, dacă nu, fii atent, am eu un furtun. Care e alimentarea asta? Ia fii atent, ia sufletul pe ăsta un pic. Ia. Suflu. Curge, bă, curge și se... Sufli tare? Păi știi ce merge așa greu? Greu. Mă, ce mai merge? Coie, suflă. Ia cine acolo. Știi care-i treaba? Nu prea lucrează cu eu ăsta, pontou, ia. Vezi? Stai, observi? Merge greu tare. Ia fii atent, stai așa. Ia suflă acum. Vezi? Vezi că e o problemă. E bine, vezi? Deci e desfundat. Ei, se și aude. Gata, stop cardiac. Da, uite care e problema. Nu știu dacă e ăsta lui, ăsta. Dacă merge și le luăm pe alea de acasă. Știi de ce? Că el
cum să spun eu, el stă deja blocat. Da, da. Stă împins în jos. Nu, ăsta nu i-a fost schimbat. I-a luat, dar ăsta de capac a fost schimbat. Ăla asta. Auto cum a ieșit bujia asta. Capacul nu e bine, nu e bine, nu lucrează. Știi care e treaba? Nu, nu fac. Păi ești nebun. Ce? Pe filet. Nu, nu da pe filet, mă, nu da pe filet. Cu... Știa, am dat și așa ușor. Ce frumos. Nu, am dat aici, am dat greșeală, mă, stăgi mână. Uite la aici. Nu, e ceva nu, nu e ok cu asta, știi? Eu înțeleg că așa vine, știu că așa vine în general. Dar trebuie să lucreze altfel. Ăsta nu are, nu prezintă nicio modificare, brother. Dar nu îmi place cum lucrează ăsta, deoarece curge benzină multă, dar văd că el când suflă, se... Ia să vedem. Uite, l-am pus la loc. Da? Dar uite, nu se mișcă. Ăsta trebuia să se miște, uite, vezi, trebuia să miște... Ia. În fine, măcar să... Ia. Bă, dar nu coboară deloc, mă, brother, mă. Și punem altul? Nu, știi care-i treaba? Cred că limba asta trebuie un pic dată în sus. Ia să văd. Nu-mi place cum lucrează aici. El trebuia să fie, eu știu că... Ia să vedem. Uite, acum e mai altfel. Dar stai să vedem pe ea, asta zic. Nu, ia suflă. Ușor. Auziți? Vezi? Ia suflă. Cum lucrează? Ia auzi. Vezi că acum e bine? Era prea presat, mă, nu era treabă. Ați văzut, brother? Da, e bine. Da, bușeam că o să gata. Mamă, și ăsta cred că... Nu, pe ăla așa, trebuie să fie... Ce strică filetul? Ia. Nu interesează pe lângă. Nu mai da pe filet, mă. Mamă, și... Bă, dar cui ăsta e strâmb aici, bă? Cine l-a dat afară? Cine l-a dat afară? Ăsta. Cine l-a dat afară? A dat afară? Ia uite, bă, cum e vârful. Ia uitați vârf aici, brother. Uitați-vă. Bă, ușor, mă. Uitați-vă vârful ăsta. Ia uite-l. Ia uite-l, brother. Ia. Uitați-l aici. Băi, la Alex la scooter, știi cum e? Zicea că se ducea să-l lea. La Alex la scooter. Ia uite. Am scos bucăți de plastic din ăla, băi. Bă, cum de le fărâmați voi, mă, de fiecare dată? De atâta cox. A, și tu ești cu coxul? Înseamnă că ești ca Alex. Frași geme, ce mai. Da. Ai tot care vine aici, nu? Da. Ai arculețul, tot. Bun, ăsta și ăsta de aici, cât e reglat? Dar ce să mai, ăsta e reglat? Ia, trebuie strâns și dat două ture jumate. Ia, deci de aici vine o tură, două ture, jumate. Așa ar trebui să fie reglat, brother. Ăsta lucrează, e bine. Știi ce trebuia cu compresorul verificat, știi? Te-ai uitat la jiglerele astea, l-ai desfăcut? Ce? Jiglerele. Am avut ala. Da? Mamă, ce mic e, băi. Ia. Băi, e prea mic, mă. Da, ești nebun, dar de ce are gaură atât de... Deci știți cum se... Da, e ok, uite că avea... Cred că avea benzină. În primul rând, nu trebuie să-l pornești, trebuie să-i faci nimic până nu îl pui să vezi să nu-ți mai curgă benzină, să vezi pe unde curge. Asta ar fi fost prima problemă a lui brother. Că îi curgea benzină multă. Deci stătea pe loc și picura, uitați-vă pe TikTok. Hai că ăsta e bun. Ce zici? Da, am zis asta, ce ușor merge acum. Ce anume? Accelerați. Bă, cu aia stai, da. Ia uite, bă. Ce? S-a rupt ăsta. Uite-l. Da, bă, mamă. Și mai e altul? Fii atent. Nu știu cum să vă arăt. Nu, n-are nimic, că a rămas aici, nu e problemă, dar nu, a rămas acolo. Bă, brother, fiți atenți, să nu credeți că l-a rupt eu,
cred că se și vede, s-a văzut pe filmare, de s-a rupt, a rămas filetul acolo. Haideți ca să întorc camera, să vedeți. Și de ce? Acolo de unde s-a rupt, are niște puncte unde a fost crăpat și a intrat mizerie. Fii atent, ca să vadă toată lumea. Fii atent, uite. Vedeți? Dacă vă uitați atent aici, aici, o să vedeți că e murdar. Unde s-a rupt, vârful ăsta, și dacă vă uitați atent și la vârf, ia uitați, vedeți? Deci, vedeți că unde s-a rupt nu e curat, e murdar, deoarece a mai fost crăpat, a avut crăpătura, a fost strâns tare. Bă, abia l-am strâns, ești nebun, tu îți dai seama de când strâng eu de asta, că am simțul strângerii aici. Dar nu-i problemă că nu dăunează ăsta, pentru că e, a rămas acolo, deci e gaura pusă pe centru, e ce trebuie. Dar aici nu știu dacă închide ăsta, broadere. Hai că să vedem pe unde curge, ia, uite aici. Eu vedeam, dar tu pe unde observai că curge? Pe aici, pe gaura asta? Păi știi care-i treaba? Nu trebuie să înfunzi gaura asta în cască. Gaura asta e de... Dacă o înfunzi pe asta, curge pe aici. Curge și pe acolo și lăneacă. Da, lăneacă. Dacă nu, dacă nu merge nici de data asta, trebuie să facem într-așa fel încât să... Nu știu, poate mai ai altul. Uite așa vine, nu? Da. Mai are acasă. Și căutăm alt... Trei mai are asta. Da. A avut multe atâtea să... Gândește-te că nu trebuie să curgă benzină pe acolo. Da. Îmi place că ai inițiativă și îți place să... așa. Dar le mai dai și în Doamne ferește. Tu ești... ăsta e Alex 2, mă, ești nebun? Da, să știi că da. Ăsta e Alex 1 și Bogdan 2. Ăsta e alt Terminator. Tu cu Alex trebuie, nu știu, că dacă și ia ăla scooter, ATV gen, un ATV ca ăsta intră în Peugeot, nu? Intră. Să-l aduc, să-l pun în Peugeot aici și să ne plimbăm cu el, știi? Da. Să vedem dacă și altul. Ăla e Terminator de scutere, mă. Un scuter nou, în două ore ți l-a dat pe lumea el altul. Ulei de mâncare. Ia el și pune-l, brother. Ulei de mâncare. Da, mă, băgat ulei. Da, m-a băgat ulei de mâncare în scuter. A făcut setul, l-a făcut cârjă. E pe zonă. Da, ce zonă? Aici cum se prezintă? E tot ok? Ăsta e curat aici, da? În primul rând, da, e de 107. În primul rând, ia asta cum sunt. E ok. Și aici mai are un reglaj. Da, cred că e pus pe... e ok. Are ulei? Oh. E ce trebuie, da? Benzinește, scânteiește. Unde e aia? Scânteiește. Asta, aia asta. Ce? La bujia. Nu e bună nici bujia, frate. Uite că, băi, centru, cărbunele, îl vezi? E prea aproape de margine, băi. Da. Brother, ia uitați-vă un pic. Uite, fii atent, ia stai așa, ia ține-l așa. Mamă, cum e, mamă, câți ani are bujia asta, ia ține-l așa. Stai așa să-l filmez eu, să-l dau cu un manual. De când are Alia TV-ul? În 2018. Stai așa, din 2018? Da. Stai, stai așa, ia să vedem, ia. Ia uitați-vă, brother. Băi, ce terminată e. E ce trebuie. Da. Focalizare automată, vezi? Vezi că da, nu, știi că nu, ai înțeles că, așa pe jumate, că și tu ești electrician pe zonă. Da, e panoramă. Deci credem că am dat de bujii de-astea acasă, bă, și am 9, bă. Am o bujie nouă. Deci uite, e prea aproape de asta, știi? Nu atinge, clar. Da, păi scânteia îți dă aici, mă, dar îți fură scânteia, broadere, că nu e treabă. Poliție cu fură. Ce-ai făcut, mă? A? Te-ai lovit? Uite aici, am făcut. Gândește-te, păi uite că se vede pe ea, mă, brother. Care bujia asta, 25 de ani, ești nebun. Bătrână și asta, dacă e la pensie. Super sparkler. Băi, ești nebun, e chinezească aia cu care a venit. O lasă așa, dar dacă cumva, dar nu e că el, ea trebuie să meargă. Bă, o bujie nu poți schimba de multe ori, mă, deoarece se strică asta, frate, uite, vezi? Nu filetul. Și ai bă asta. Tu te-ai sui pe el, gata? Hai. Mă, pune-mă benzina, ai pus? Ce? Ai băgat ăsta aici? Da. Pune furtunul aici de benzină. Pune o furtunul de benzină. Ce furtunul? Furtunul la rezervor. Gata, ăsta e așa, am reglat aerul, benzina. Furtunul de alimentare, mă. Pe unde-i pui benzină? Ai uitat de el? Uite-l aici. Alex 2, mă, să mor dacă nu e Alex 2, ești nebun la sub braț. În primul rând trebuia să ai și tu un filtru aici, că nu poți să știi ce... Cu șosetă? O șosetă? Ah, bă, Alex, șosetă. Bă, pe ia uite, bă, nu stă, sta mă aici, mă, mai taie din el, brother. Ia de cater. Mamă, ce furtună ai, bă, ești nebun la sub braț. Taulă. Ia de caterul ăla la mine, am eu cater aici, brother. Vezi că i-am pus la mă nouă. Bă, păi se ridică, ia fiți atenți, brother.
Deci, ia uite, pun furtunul, broadere, și se ridică singur în sus. Ia uite-o, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. Păi cade ăsta, mă. Na, tai și tu de aici. Dai un pic vârful ăsta, broadăraș. Nu, de la mine. Stai așa. Da, cum, păi, nu așa, că cu caterul ăsta. De-abia i-am pus lamă nouă și i-a zis, hai să mă duc la băieții ăștia să... Ia uite cum taie. Mamă, mamă. Nu șosetă, mă, la filtru. Nu la filtru, bă, nu la aer. La filtru de benzină. Aici, uite, pe furtun. Da, între. Da, bă, filtru. Deci ar trebui un filtru la benzină, că tu nu știi ce. Ia uite, ia uite, acum e altă treabă. Meserie, meserie, te mănânc. Dă bujia mai repede. Păi trebuie să fie călduță. Dacă nu pornește, ce faci? Dacă nu pornește, păi nu trebuie să bagi. Dacă nu pornește, e bujia. Pentru că are și aiba aia terminată de sigilare acolo, nu, știi? E, ai înțeles? E, da, cu ce o strângi? 15, 17? Cu patent o strângi, mă? Asta nu e bună? Bă, ia mă cheie, bă, broadere, bă, ești nebun la cur. Păi nu cu asta, mă, păi. Asta. Ia vezi. Uite câtă cheie are asta. Păi de la motocultor. Am înțeles. Nu e, mă, ia vezi, mă, cam aici în setul ăla, unde... Uite acolo. Bă, păi nu cu patentul, mă. Deci am o dimanghe, vere să aveți comentarii. Ia vezi, de cât e? E de 17? Uite, mă, ce am gata aici. Ia vezi. E 17, nu? Ai văzut? Ușor așa, ia dă-te așa că s-o strâng eu, că mie că o strângi de se rupe, n-au unde. Am rupt una. Ai rupt una? A simt cu mâinii. Păi cum? Un pic așa. Și bujia nu se scoate de multe ori, adică să o zăpăcești, broadere. Scânteiește, benzinește, e pus benzină, pune benzină. Pune aruncate pe jos pe acolo. Nu, astea care sunt aici, pune-le frumos. Fac. Nu mai are tobă? Hai să vedem, poate pornește și... De cât una? Te-ai uitat la alea? Că am luat eu izoler, dacă e după aia să le izolezi. Le-a prins, mă, dați-vă, mă, la o parte, că el a prins. Ia uite, masă, de unde a luat masă. Dacă pornește asta, suntem șmeche. Bagă un pic de benzină, unde e? Nu ai mână asta? Trebuie să scoate din ăla. Hai să scoatem un pic cu furtuna sau cu ceva. Da, mă, stai și așa. Păi, da, uite, bă, ce am uitat să ia, că eu luam eu un litru, ești nebun. Hai să duc... Scuterul? ATV-ul? Îl dai? Da. De ce? Pe cât îl vinzi, azi? Hai să-ți dau bani. Mamă, hai să-ți dau banii pe ei. Scoatem? 3 milioane. Mamă, ia zi, zis-o. Uite așa. Te mișcă așa, ușor. Păi nu, trebuie două degete băgate așa. Da, bravo. Uite așa, așa, așa. Asta e. Mamă, l-ai umplut, bă. Păi i-am făcut folos, zic, să am, dacă vine războiul, ce fac? Mamă, ce fac? Uite așa, iar ia. Uite așa, gata, că acum vine singur, ia uite. Dacă ești băiat deșteptă, îți place de mine? Da. De-i luai o gură de-aia, vomitai două zile. Ține așa. Mamă, i-a făcut plin. Mamă, într-un vlog dăm cu el de groapă? Pus-o, nu, da? Mergem. Mine, păi mine, muream. Ia uite ce roți a pus. Dar m-a atins pe 13, pe 14. Modificări făcute la mine. Merge? O, asta, o las foarte. N-am mers niciodată cu morocard ăsta. Bă, uite, are și viteză, bă. Întâi, a doua. Formula 1, a Formula 2, ia uite, are Formula 2, bă. Formula 1. Uite, asta e Nitro. Nitro, mamă, când dai... Unde are schimbătorul, aici? Acolo, așa. A, se mișcă asta, de aici. Aici. Mamă, ia fiți atenți, brother-mei, nu? Pe asta trebuie să luăm. Nu-i mai place viteza, e pe neutru. E... Au? Stai așa, băi, brother-i, să vedem dacă îi mai curge... Dacă îi curge sângilii. Pune ușor așa, să nu dai pe jos. Și te pricepi să pui? Îți dau pânia, mă. Ce ia pânia, ca să pricepi aici? Am chiar așa. Ei, are că... Au, te-a dat jumate pe jos. Am, mai mult te-ai dat pe jos, mă. Ușor, ușor, așa, ușor. Te-ai priceput? Ia, ia să vedem dacă mai curge. Băi, păi, păi tu după ce pui picuri tot pe acolo, mă, broadere, că ai dat un 2 litri pe jos, hai că da. Ia să vedem, mai picură pe undeva, mă? Broadere. Deocamdată nu. Știi care-i treaba? Dar nu merge să... că acum trebuia desfăcut. Mă, nu mai picură. Păi ce, tu după ce ai pus picura? Da, imediat. Imediat picura pe aici? Nici nu a apucat să-i toarne toată benzina. Picura pe aici, nu? Imediat. Știi care e treaba? Ca să vezi dacă, uite acum, trebuie ăsta desfăcut. Mamă, ce șurubelniță. Stai așa că am eu una aici, broadere, dar să vedem dacă e ok. Perfect. Ia. Mamă. Ce ai, băi, ești prost la cur? Omoară, Lorița, de nu...
Ce ai, băi? S-a mișcat ăsta decât... Păi nu, că trebuie să ții mâna pe partea alaltă, brother, ia. Știi, îl desfaci în partea asta, așa? Da, da, trebuie... Nu împinge așa, că trebuie să ține mâna de el. Ține mă cu mâna ține de cu mâna pe partea aia, brother, știi de ce? Vezi, bă, ia mâna de acolo să nu se fugă șurubenii, să-l tua mână. Nu merge, mă, brother, lasă-l, mă. Fugi șurubenița. Trebuia desfăcut ăsta, mă, brother, ca să-i dai că curgea benzina de aici. Supraplin. Și fii atent. Ia să vedeți că mi se pare că mustește pe aici, pe la garnitură. Ia uite, brother. Mustește un pic pe aici, pe la garnitură. Vezi? Ia uite. Îl da, vezi? Ia uite, vezi? Da, uite. Observ pe aici. Pe acolo curge ție. Uite pe aici. Ia uite, frate. Ia uite. Da, uite. Observ. Vino pe partea să vezi, mă. Uite. Uite pe unde scurge. Ia uite, ia uite. Pe la garnitura asta, vezi? Observi? Scoatem benzina din el. Eu l-am strâns, bă, dar trebuie altă. Nu e problemă, hai să vedem dacă pornește. Și dacă pornește, îl mai dă în jos și putem să facem altceva. Ți-am zis. Trebuie să-mi reglezi. Pune fișa la bujie. Gata, aia era. Instrumentală. Gata. Vine, hai să mergem. Eu am crezut și el. Eu, că e mai... Da, nu, e Alex. E Alex 2. Da, păi bă, era bujia neagră, bă. Da, dă asta mai așa. Ouleu. Ia tu de el. Mamă, cum e pusă și asta aici direct în mijloc. Hai sus. Bă, cauciucul acolo s-a rupt poarta. Așa, mă, brother, mă. Ia și tu, virează și tu invers. Aaa, vezi pomul? Hai că da. Păi ce vrea, mă, să plângă? Ha, brother. Dai. Băi, e cu viteză? Da. Ia asta e cu viteză? E automat. Păi și cum pornești în viteză? Ah, când le bagi în... Să nu plece singur. Unde accelerați? Și după aia dacă e să pornească, îl lași că trebuie să reglăm ăla. Uite, nu mai picură benzina, s-ar picura să te apoloc, ai văzut? Hai. Ai văzut cu aia? Bă, dar are frână? Zero, nu are frână, de mă-n parte. Ia uite, pune piciorul și astea aici, prost. Ia la bicicletă. S-a dus în șanță aici, prost. Uite, la o parte, el are frână. Lasă-l ușor, așa. Te-a curentat? Ai văzut, mă, că l-a făcut brother-ul, mă? Te-a curentat, da, aici, bucuros? Hai să mergem undeva. Păi, bă, tu ce țineai mâna aici? Sărea asta de aici? Da, sare fișa. Du-te, bă, dar aici te-a curentat, a dat cu tine de groapă. Ai văzut, mă, când încolo e capul. Încolo, așa, și du-mă. Hai că mergem ușor, nu-l împinge tare. Bă, pe ce facem, mă, să stai asta aici? Pune o tăbliță, mai o tăbliță să o punem aici să stea? Mai că legăm cu bandă. Păi da, să nu se topa. Da, ia o ceva, mă, o daia și o prins pe aici, uite așa. Și o prins așa. Scoate fișa și taie decât aici un pic. Și legă așa cu sârmă. Scoate taia asta și legă sârmă. Fă așa, deși că ar trebui cu ăsta, da. Ha, aleo. Ai văzut, mă, cum merge? Și am luat și șurubelnița și după ce... Dar te-ai și din prima, mă. Păi ai văzut ce... Ai văzut, ai zis ceva de mine. Da, nu. Ți-a plăcut ce... Ți-a plăcut, băi, Darius? Când e... Uite graurul, uite graurul. Haide, mă, lasă, hai. Hai. Ai văzut forneală ce are pe el? Da. Se desface asta? E pe filet. Bă, dar ar trebui să-i pui o tăbliță acolo, dacă nu ceva, ca să... Ai văzut cum... Mamă, acum a venit da, și... Bă, să nu te tai, băi. Nu, e că și-a mai tăiat el deși totodată. Da, hai, sigur că da. Ai văzut, mă, ce mișto când pornești, ce frumos se aude? Mai ales, mai are și ta un scuter, mi-am și două am scutere. Facem un vlog-uri și le aranjăm așa. Le pun promotoarele, am de când eram eu mic. Ia uite, băi, n-ai văzut că mi-a dat și mie băiatul ăla? Da, l-a cumpărat unchiul meu cu tatii de noi. Mai are băiatul ăla motor? Are și-a cumpărat altul. A, și nu doar niciunul? A câștigat, ce? Nu doar niciunul din alea? Nu, mă, nu. Ce are, mă, că și-a cumpărat nou? Are și ale două, nu știu dacă le vinde. Habar n-am. Dar cu ce l-ai vopsit, cu pensula? Nu, a fost vopsit cu gri, cu spray și a fost de-apoi la decolorat ăsta cu diluant. Te-ai bucurat că a pornit, a? Da, ai văzut păcăneală pe el? I-am schimbat și mai devreme rulmentul. Bă, fratele meu, dacă ascultă-mă, dacă reglezi tot și pui totul la... Ai văzut cum l-am făcut eu? Alex 2. Păi ăsta e Alex 2, da. N-ai văzut pe el? Viteză. Deci fiți atenți, mustește doar pe aici. Ia uite, Darius, ia uite. Ia uite, brother, vezi? Uite, pe acolo. Uite. Bă, și fii atent că dă. Ai înțeles? Ce să-i facem?
aici trebuie garnitură din cauciuc. Nu e, mă, cocoș, că el are garnitura lui, dar nu mai e treabă, nu știu cu ce să ce puteți să-i punem. Din clingerit, mă. Nu mastic, mă. Nu, de benzină nu merge. Dă dă cătă. Să ducem așa, îl prindem ușor până la câmp acolo. Hai până pe câmp încolo, ha. Să scoatem de viteză. Eram așa lier, mă? Ne. Mașa e bine. Să mă așa. Ce? Ce? Aici, dacă dai capacul ăsta jos la ambreiaj, a lovit ambreiajul. Ce a făcut? Poți să lovit ambreiajul. Păi și ce, poți să-l... Îl strângem înapoi. Păi și acum înseamnă că nu poți să până nu-l strângi. Nu, acum trebuie să-l strângem înapoi acum. Păi atunci... Bă, lasă-l ușor. Păi și? Hai să-l strângem. Hai. Dă-l pe liber. Dar cum așa? A, păi și tu dacă știi că are probleme la cel... De ce nu îl strângi, mă, ăla? Cum te duci cu el așa, dacă te prind pe câmp și rămâi fără? Îl împingi așa? Păi, că e situația pervers. Păi da, chiar n-am avut ce să-l strângi de aia. Aruncat, a, n-ai avut ce să-l strângi, am eu scule, da? Păi atunci hai să-l lăsăm aici, nu-l mai băga, bagă-l pe iarbă. Pula, stă-l aici, pe șosea, uite, dă-l în partea asta. Bă-l-o în culă pe iarbă. Bagă-l acolo, da. Ha, că după aia vreau să-l vedem cum se aud. Că să stea la relativ, să-l aranjăm. L-ai desfăcut, știi să-l desfaci, nu? Ia să-l dăm încoace. Ia să-l dăm într-o parte, mă? Nu-l culca, bă, să nu cadă benzină, să nu curgă benzină. Care, mă, astea? Astea două? Asta, asta, asta. Și mai are pe aici câteva. Mai te mai are unul aici. El n-a avut capacul ăsta jos. Aici are o piuliță și lui, dacă i s-a slăbit un filet mic, gata, nu mai curglează. Da? Am văzut că am găsat până la două noapte să facem. Băi, ești nebun. Să ne plimbăm cu el. Ești nebun la cur. Păi hai să vedem care e, ia vezi. De cât e aici? De... Băi, ești nebun, de 8, a? Uite, el, aveam un crichet, uite, asta și cu asta, da? Vezi să nu se piardă asta, să stea la locul lor? Desfă-l, brother. Băi, vezi să nu dai... Bagă-l, împinge-l bine, mai dai un mână. E rupt unul. Bă, Darius, mai împinge ăla. Ce? Gata. Mai împinge ăsta în el, mă, prelungitorul. Așa. Așa, brother, ei, dacă e bine, e bine. Și acum dai repede, așa, pac. Vezi ce repede îl dai? Ai văzut? Dă-l așa, uite așa. Desfă-l și pe ălalalt. Și pe ăsta, și pe ălalalt. Ai văzut cum l-a prins, cum l-a prins pe ăsta aici? Hai că faci. Bă, ia uite, bă, și bă, și bujia, ia uite, mă, se mișcă ăla în ea aici, în vârf. A, uite, am zis. Hai de capul meu. Hai pune dă-l așa, mă, brodere, mă. Pune și pe ăla, ia vezi cât are. Și jos așa, așa, mă, brodere, mă. Dar vezi unde le pui să nu le vergi. Păi, dar trebuie să-l dăm într-o parte. De ce? Bă, eu nu mă risc pe ale. Ce știu? Să mă pic. De ce? Că nu curge uleiul. Da, bravo. Ați roși. Bă, păi pe unde îl strângi, mă, pe aici? Pe aici? Dau capacul jos și acolo o să-mi. Vezi, trebuie să dea capacul să-mi. Aaa, gata, 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 și dai benzina, am înțeles. Păi, și nu scurge ulei după ce desfaci asta? Păi dacă îl rabatăm, nu, când îl pui înapoi, nu trebuie să-i pui altă... Nu, că îl strângem capacul înapoi. Tă-te în gură, Elviru. Înseamnă că trebuie să scoată gazolina din ea. Hai bine, las. Păi nu, doar le slăbești. Au, nu mai e, mă? Mai gata? Mamă, ce mai e o gură. Uite ce mă plimbam eu din benzina asta acum. Ia stai așa, te l-am făcut. Lasă, mă, că ți-ai 2 litri. Dar măcar să... Nu mă ce-am eu pe câmp acum. Da, vezi că mai e unul aici. Lasă că îl desfacem. Gata, dă-te la o parte. Trei cocin și restul pe aia. Păi pune și tu o butrugă acolo, broadere, că se dă peste cap. Agață-l de pom. Hai că e bine așa. Gata, mă, l-a rabatat. Hai că mai curge ulei pe aici, ia uite. Lasă-l ușor. Vezi? A, probabil de unde l-am desfăcut de atunci, mă, nu? Păi da. Adu-și tu o cârpă, broadere. Adu-mă, mă, cârpă. Ia uite toba. Gâgă. Hai că da. Ia, mă, voi mă învățați, eu v-am învățat eu pe voi, nu voi pe mine. Mamă, ce bătrân a fost asta. Sunt taticul vostru. Ia-ți bea un pic pe el așa. A răsturnat ATV-ul. Gen băieții și v-ați băgat mâinile în el. Îl operăm, masă de operație. Care mai? Tragi-mă din gură. Nu te bă, tragi, că nu știi tu mecanic. Chiuloasă. Ia-ți bea pe el. Hai că da. Pasul. Mormolocul. Crapul cum făcea el la moș. Da, ai văzut? Dacă e cum cădea moșul în apă. Mamă, că o să curgă uleiul, bă. De ce, bă? Că nu mai mastic. Bă, că ce? Mastic de la de pus acolo. Păi tu n-ai mai desfăcut, mă, asta nu știi ei că... Tu n-am desfăcut, dar i-am pus mastic. Păi trebuie să fie curat. Lasă-mă că punem niște super glue, luăm țac pac de-al. Unde să pui tu super glue? Hai, lasă-mă să meargă și îl desfaci din nou dacă e, nu? Asta e, să-mi bea la din ori, asta. Da? La asta, mă, sau la aia la altă? Lasă că e bine să fie curat. La aia la altă. Hai că l-a stropit, că l-a dat așa un pic și că e diarie. Hai, bine, mă, are vaselină proastă. Bă, tu te bat aici. Taci, mă, lasă-mă, băiatul. Te mă enervează. Dar ce să facem? Ia vezi, mă, că mai e... Uite aici, mă, băi. Ăla-i desfăcut.
Ridică-le un pic așa în sus și vezi. Fă-le test. Păi nu o desface asta de aici? Bă, să nu, că ăsta e cu capacul. E cu capacul tot? Da. Păi eu n-am verificat. Gata, măi, gâgă. Păi să bă, ușorul. Gata. Uite, aici e de-al cu. Dacă e bine că a rămas masticul aici. Vezi să nu sară arcurile astea? Vezi, vezi să nu sară, că uite-le, văd că sunt lași. Uite-le. Bun, care, ce trebuie să faci? Ce faci de el? Asta, piulița trebuie strânsă. Aude. Pune-le pe cârpa aia, întinde cârpa aia, nu le hau, nu fi ca Alex. Alex 2. Așa, ia mă, care? Trebuie să desfac ăsta, căpăcelul ăsta, asta. Vezi și urbenița aia roșie, băi. A, sau aia, merge și aia. Să lăsa și aia. Așa, să lăsa și aia. Invers cu aia ei. Pe de-l cu. Vrei să pornească scuterul? Bă, păi nu așa, mă, pune cu mâna, bă, și după aia îl desfaci cu aia, mă. Ia-o pe asta mai... Desfă-l cu mâna, ține cu două mâini. Pui cu o mână. Ține-mă acolo. Ai furți, mă, mâinile alea de melc. Ia tai drea cu ea! Mai ținte când am zberat cu Alex, cu... de meu ne primam? A, da. Hingieri drea cu. Bă, ține bine ăla, să nu faci de ăla, bă, să nu îi strici... Poate tai mâna. Vrei să-l desfac eu? Ia uite, mă, n-am mâncat ciorbă, ia de-te. Cu o mână? Ia ține-mă camera. Ține camera acolo puțin. Vine mai aici tu ăsta. Costine, lung. Uite-te pe... Păi să vede bine. Mamă, nu s-a mâncat ciorbă, familia ei. Bate-mă aici. Gata. Unul și mai unul aici. Nu, să mor ăla. Dacă pun decât cu o mână, dă-s apă ăla. Ce ai, mă, cu aia, că îmi scapă asta, mă. Ia uite, scapă. E greu cu mine. Una, dă-i. Poartă asta aici. Ia stai, mă, așa, să iau patentul ăla. Ia stai, bă, ăla. Ia, să vedem. Patinează. Gata, mă. A luat. Sfântul patent. Ia să te văd, mă, care e problema. Au aici, ulei de calitate. Da, yes, of course. Are you ready for me? Da, yes, sincer. Dați-vă la o parte, că el e mister care... Vezi să nu cadă șurubul în baie. Da, faci că țin eu. Ține de el să nu cadă în baie, da, după aia, că... Cine e șurubul? Ține-le bine, brodere. Să nu scadă din mână, că s-a... Hai, vezi, mă, că știe. Are masă de lucru. Are banc de lucru. Ia să vedem, mă, ce reglează el acolo. Poate sară arcurile pe șosea pe aici. Nu, că n-are tot să sară. Să bă și Mirea, să fii atent. Uite și piulița. Băi, ușor, Darius. Uite, și piulița afară. Piulița aia s-a sângerit? Da, da, da. Dacă se slăbește, nu mai cuplează amreajul. Băi, ia vezi, e o bucată de metal aici. Ia vezi, ce e ăla? E un șpan? Nu, e mastic de ăla. Mastic. Păi și cu ce o strângi, mă? Îți trebuie cheiță sau cu daltă? Că am eu daltă și ciocan. Daltă și ciocan. Ai văzut, mă, că știa băiatul, mă? Păi, dacă le-am desfăcut între seara asta până la două noapte, că să-l facem, să ne plimbăm. Ia! Da. Și tot nu v-ați plimbat? Nu. Uite, am eu un ciocandel aici, ia fi atent. E, are din 1934 și am și o daltă de asta care spune adevărul. Ia uite-o. Lasă-l așa că e al nostru. Mamă! Aoleu, cât a sărit în sus, ai văzut? E cu părere, râzi, mă, și tu? Eu. Ești al nostru? Da. Hai, mă, strânge acolo, gata. Așa, fratele meu, ăla... Și uite, să-l punem... Ia, ăsta cum e aici? Ia. Mamă, e bine, mă, arată bine. Ia, deci, ia vezi, bărbi. Ia, pa. Da, mă, ce mai te-am... Deci, data, bă, ai dărâmat benzina cu aia! Da, hai, că te-au ăsta. Hai, fratele meu. Până-i doc, bă, mă, iar bă, ăsta... Bă, ai mă grijă de aia. Mă placă de aici. Ia să vă vărul, ai gata? Ai strâns-o? Ia ușor așa. Bine, ce trebuie. Haide, mă, bă, dacă nu, ia stai, dacă aveam un dorn aici. Ia să vedem dacă... Haide! Haide, mă, vină cu aici, hai. Dă-i de aici, brodere, cu asta. Mi se pără mecanicul. Ia uite, dă-i cu asta ușor așa, brodere. Deși că e de plastic și îmi strici șurubelnița, dar te cred. De ce fel sare? Bună, ce faci? Ce faci, Petiri? Haide, mă, pune pe... Băi, dă-i și tu așa, mă, invers, mă. Lasă-l, mă, că nu-ți face nimic. Hai, mă, ia dalta, lasă-l, mă, că nu-ți face nimic. Ia dalta, mă, vezi dacă... Asta e bun de scos dinții cu el. Da, adevărat am înviat. Mă pun așa cu un dinte, uite. Trebuie să iasă ochi. Nu, dacă vezi și faci degeaba. Bă, brodere, acolo trebuia cu o cheie de expre, nu? Dar merge și cu ăsta. Am văzut cheie de aia. Marin avea. Nu, Marin. Nu, o putem face pe... Că n-am cumpărat. Pe net? Da. Nu, mă, o pot face eu, că ți-o sudești și îți fac cu o cheie de aia ca lumea dacă... Dar dacă o strângi cu ăsta, vrei să spui că nu merge? Merge, ține, da. Vreau să deslividează înapoi de la el când se treze. Păi nu se... Când mergi, se desface singură? Da. Uite și aici, vă, că ai umblat la ea. Ce ai făcut aici? Vă, că e lovituri. N-auzi, ascultă. Eu dacă pun mâna aici, să învârte motorul cu totul. De asta care ducea să se duce acolo, cu tot cu ambiraj, care ducea motor. Da, am înțeles.
Păi și asta trebuie strânsă cu rotopercuție de aia? Da. Cu rotopercuție. Hai că ai zis-o. Hai că am zis-o. Cu percuție? Da. Cu ciocanul rotopercutor. Uite acolo, ciorcan rotopercutor. Unde? Acolo. Da, e ce trebuie. Ciorcan. Ciolpan. Asta e Giolgău ATV-ul, așa-l cheamă pe el. Pe ATV-ul. E ATV? Da. Alu Alex Mariana. Hai că merge bine, bă, asta. Bă, ești nebun. E centrată. E centrată. A, nici n-are joc. Ia dă-te. Gata. Nu e joc ăsta, mă. Nu treabă mare aici. Da, cu măviță. N-are joc, măi, Dieri. Haide, brodere, pune la loc. Hai, să te văd. Ha. Da, bă, așa. Ușor, băi, aveți grijă să nu scăpați alea, brodere. Pune-i, pune-i, pune-i frumos, brodere, ca să... Care face minuni? Lasă-l ușor. Hai că a ieșit soarele. Hai că nu plouă. Ține așa de el, brodăraș, ca să nu... Vrei să-i dai filetul peste cap. O, că nu? Așa mă, ați place? Mă zic că e doctorul... I-a venit cu manuala. Universala. Așa mă, brodere, mă, dă-le două pe zonă. Îmi a zis baba. Da, ia uite, bă, ce știe baba. Zi? Lasă-mă baba, că-i baba mea, mă, Alba. Ce zi, ai zis tu că știa el ce? BMW. Știa el de unde cârâie. Păi, BMW-ul trebuie să-mi fac, să-mi iau. Pisicuță. Nici nu știu ce să fac, cred că îi pun tot. Dar trebuie, să mai, trebuie să-mi iau o garnitură de chiuloasă la BMW și să... Motor și la lei? Ce? Nu, pe al lui e 1.6, era 2.2 benzină. Nu, e altfel, cu computer, trebuie schimbate altfel. Îți dau patentul să le strângi hau? Sau le strângi manual? Manual, așa. La Manuela, nu? Hai. Dacă avem baterie, îl porneam la automat. Da, n-am știut că am luat bateria, n-am baterie. Ia să-l tămă pe Cristi Grasu. Lasă-l ușor. Îți dau eu clești, nu știu dacă, ia, nu cred că iau la mine. Cristi, mâncat era la tău. N-are, dă loc joc. Doloc? Asta e cu bielă. Băi, dar... să-i arăți lui Cristi când e la. Da, mă, că știe băiatul să le punem. Dacă le-a desfăcut la teoare, să nu știe. Masa firul ăla, cu vorbește masa. Cu masa asta. Vorbește știu. Cu masa aia, dă-o mai într-o parte așa. Bă, aici, că stai bine. Ce aici, mă? Ce are aici? Ce? Mastic de ăla. Băi, iau, fii atent. Băi, ia uite, bă, are șpan cu aia, ia uite. Ce? Vezi? Uite. Da, bă, da, uite. Da, de fier. Mamă, da, uite. Da, bă, uite, s-a rupt șurubul ăsta aici. S-a rupt șucă. Păi, na, ce? S-a rupt șurubul și îi bagă șpan în... Da, bă, ia uite cât șpan e aici, băi. Ia uite, brodere. Mamă. De, știi care-i treaba? După ce faci degeaba ștergi acolo, care șpan peste tot în motor, băi, broadere. Neșpanule. Trebuie să bași și tu un pic de benzină, să clătești cu vreo 1 litru, 2 litri de benzină, știi? Îi dai drumul la șurubul ăsta. Ăsta e șurubul de umplere, da? Ia uite. Țigănie, să moară Larisa de noi, țigănie. Așa e la români. Aici trebuie să fie uscat. Păi l-a pus de la, să lipească, mă stic de la. Păi l-a pus, mă, dar acum trebuie să-i pui de la broadere, că... Yes. Ștergi și tu cu o cârpă pe margine, băi. Că tu ai pus de la. Rupeți-vă chiloți la subaltă. Dar nu că pe nu vrea să o plimb? Ia taci, mă. Haide, mă, pe aici, pe zonă. Ia uite, bă, aici trebuia curățat ca lumea, bă, brate. Păi, curge ulei pe urmă. Ăsta-i șorțul lui Greni. Dacă îl cureți, ce să... Șorțul lui Greni. Da, da, adevărat, am viață. Haide, mă, să vedem cum face... Cum pui asta la loc așa frumos. N-ai zi de mite. Eu am altă finețe în mână când mă dau la treabă, știi? Și mă apuc de eu cu un scooter. Ai văzut că nu pornea și... Băi, taci, mă, lasă-mă, băiți, în pace. Hai, mă. Hai, brodere, gata. Ia l-a strâns. Mamă, dar mi-e cald nici mult aici. 2, 3, 4, șurubul ăsta-i strâmb. Ce? Șurubul ăsta-i strâmb. Păi crezi că e ceva, da, bă, crezi că e ceva drept la scooterul ăsta? Nu știu ce să fac. Este, este. Da, coace. Acest mâner de coarne. Yes, of course. Are bă, că e ce trebuie, ce părere ai despre acesta? Domnul Bogdan, ce părere aveți despre... Prototip nou. Despre ghioarul ăsta. E un prototip nou. Vezi acum ce mă răspund cu el. Ha, să vezi... Aia cred că să nu mor. Mamă, e albastru metalizat, ia uite, nu mai... Nu trebuie acum, tu nu mai și aici, i-am dat soft arabescu, uite. Da. Gata. Mi-o vopsești pe mine. Gata, mă, l-a făcut de berbeam. Da, mă, să nu mai... Haide, bă, bagă degetul în el așa. Mamă, îmi faci cheile alea de hândel. Bagă, șterge-te și tu pe mâini. Mariana, ia de aici. Șterge-te pe mâini, că îmi faci toate alea, mile. Dacă nu era pomul ăsta, de unde mi-a aveați umbră? Da, așa, mă, ca să iau filmul. Mai pic o răulei, că nu i-ai făcut de ăla, mă, zi. Nu l-a strâns, păi nu i-a pus nimic acolo la garnitură. Măcar să, oricum îi faci, îl cureți, ia să vedem. Merge, vezi? Merge, da. Da, uși, pum! A început să scoată pum ca lui Alex. Da, uite, frate, lasă că îi fac eu la relantiu să stea. Ce-a făcut, măi? Iar te-a curentat? Pice segmenții.
A, mai picu. Păi lasă-mă că doar picură un pic ulei. Păi bă, pe unde picură, mă? Pe la aici, pe la șurub. A, pe la garnitură, mă. Păi n-ai pus mastic. Da, 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 da. Păi nu, bă, trebuia curățat cu caterul, brodere, nu așa. Este, mă? Eu le-am, da. Acum măcar să pornească și îl faci, frate. Hai vino în partea asta. Ia un coace în partea asta. Bă, dar nu stă la relantiu? Nu stă. Ha? Nu stă. Ia stai, nu stă la relantiu sau nu stă? Nu, păi dai asta mai așa, ia să vedem. Ia. Hai că l-am mai strâns un pic, ia. Hai sus! E și bujia. Ce are? Sare fișa la bujie. Sare fișa? Da. Păi de-aia nu dă scânteie, bă, și o și neși, bă, brădere. După aia trebuie să-i pui și frână. Hai, mă, nu stă fișa aia, băi, leagă pe din două, fă-i perucă, nu așa, brădere, băi, nu așa, mă, întinde-le și leagă, fă-le pe din două, fă două legături și după aia le strânge așa, nu știi, mă, tu? Eu îi le-am, dar nu mă lasă. Cum să nu te lasă? Iisus! Dacă pui o mână, pornești la automat. Iisus, n-auzi! Asta trebuia să fie... Lanternele de cap. Ce am câștigat cu noi pe aici? Hai, e la român. E bine. Las că e la noi acasă. Păi da. Băi, trebuia tăiată la mai mult, mă, că nu stă fișa, brodere. Uite așa, firele alea... O țigănește acolo să moară Larisa, de nu ești Alex 2. E chiar gheli. Te duci acasă, îl desfaci, dacă ai cheia, ai de-alea? Dacă nu, hai dă-i. Aha. Ia vezi. Dacă dai pe el de pământ, îi sare fișa. Hai că o lua, băi. Știi care-i treaba? Hai să zică brotherul tău. Nu e bine dacă nu-i faci fișa ca lumea, acum trebuie să mergem să iardă bujia, frate, știi de ce? Ia uite, se udă, mă. Brotheri, mai curățăm o dată bujia. Și, da, hai să-i tăiem firul ăla, să-l legăm bine la bujie. Că știi de ce? S-a necat bujia, brotheri, de la, dacă nu descânte. Păi fac-o în viteză. Păi vrei să o pornești? Să facem o zile. Oh, mă! Păi, poate te răstor cu el. Am ars-o din nou. Păi nu, desfă cricul ca să ai direcție pe el. Așa, brother. Cricul, hai că e crichet. Pentru că i-am făcut... Păi uite cum am făcut aici, mă, eu. Ia uite, vezi? Ia uite-te, șmecherie, meserie. Da. Și când îl pui acum cu patentul, îl iei și îl mai strângi un pic și atunci nu mai iese de acolo. Dacă el va ieși în timp ce merge, știi ce se întâmplă? Se dă peste cap și bagă benzină și se neacă. Poate să fie bujia nouă, se neacă. Și se neacă, n-ai ce să-i faci dacă nu... Așa era... Asta. El am rigat, el am făcut și a pornit, a mers. A mers frumos. Dar ia să-i sărea asta mereu și se neca. Asta nu mergea și... Îi sărea fișa. Și asta nu se... Acolo trebuia să aibă un arc, să fie ceva mai altfel. Păi, de făcut l-am aranjat, l-am ajutat. Ai strâns cu patentul vârful? Ca lumea, să nu mai se miște de acolo, brodere. După aia îi desfaci și tu astea, că mai curge ulei, că l-a desfăcut. Că era în breaj, un ăla, și n-avea cu ce să-l desfacă. Păi da, dar uite dacă... Ia uite! Dar la ce pune el mâna acolo? N-am mâna. Vezi? Uite, sare, vezi? Că de-aia face... El îl neacă și când îi vine iar dă... Ia stai, poate se întoarce. Ia uite-l. Știi de ce face, de ce dă cu fum? Ia zi, brother, ce are? Deci mai iese asta? Ce? Nu mai iese, mă, asta, da, Darius, ia uite. Nu, mai strâns-o ca una, dacă ai strâns-o, uite. Stai, știi ce să... Când îi pun șoclu, merge. Așa. Adică se alimentează și pe urmă începe să părcăne. Iau șoclu, se oprește. Trebuie să țină șoclu. Păi nu e, mă, știi care-i treaba, nu-i vine benzină multă. Ascultă-mă pe mine, nu-i bun carburator. Înseamnă că îi trebuie, știi tot problema aia, trebuie schimbat cuiul ăla. Păi merge să luăm altul de la asta de acasă, că are mai multe carburatoare. Și eu știu, dacă o fi vreun așa. Păi și cum, dacă mergi cu el, nu merge? Nu vezi cum face? A, merge, așa. Ia de, mă. A, nu stă la relantiu, mă. În viteză, mă, să nu împinge. Păi și trage șocul. A, tu trebuie, n-ai cablul la șoc, mă? Nu, are acolo un mâner de ăla. Ia de. A, bă, dar cum o luăm? Hai, bă, da,
De oprit, cum îl oprește? Cum îl oprește? Nu mai l-acelerea să oprește, nu stă la relantiu. Dacă nu l-acelerea să oprește, uite, gata. Aaa, e defectul stricat, mă, gata. Are, i-a căzut jiglele, nu-mi bate. Ce ardere am? Ce? Să nu știu ce ardere. Uite, uite, vin un pic. Uite ce e acolo. După ce arăcut pe tobă. Păi nu-și face arderea că nu arde ca lumea, că nu-i bujia ca lumea, broadere, tu n-ai văzut că e terminată bujia. Gata, da, nu mai. Nu, ascultă-mă, îl dai, la pârnai. Nu, fii atent care-i treaba, știi ce poți să-i faci, să-l arzi ca lumea? Tu nu l-ai ars ca lumea, frate, trebuie să-l lași paragaz să se ardă mult. A, să-i cifră domnul Roșesc, mai mă. Da, 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 păi trebuie înroșită să se ardă ăla. Hai, să mai dăm, hai, mai dăm o tură? A, uite, am venit cu tancul Roșesc aici. Da, să mă sui eu să împingi tu, că așa mai vreau și eu. Nu are ăsta putere, mă, are puterea ta. Îți spune fratele tot dacă... Nu are, mă, nimeni o bujie să-ți dea? Nu, Marin, mă! Nu-ți dă zbucită, mă! Gata? Să pleacă fără tine, nu, îi spun eu. Băi, carburatorul poate să fie bine, e ok, ai văzut că nu mai curge benzină. Eu ți l-am făcut, dar... Uite, vezi? Uite, vezi? Nu, fură scânteia. Scânteia, uite, merge și intră. Gata, a murit, la intrare. Băi, de la ce era șurubul ăla, mă, care l-am găsit? La carburator. Să mor tu. Păi, mergea aer fals pe aici, le-am mergea, uite. Vezi? Ia, uite, nu mai e. Trebuie să căutăm altul. Ba, trebuie să caut cu piuliță. Băi, vezi, mă, că mergeam, mă, brodere. Băi, pune... Păi cum să... Cu unul singur, mă, da, mă, uite, ai văzut? L-a pierdut. Păi i-am găsit eu șurubul, era pe șosea. Ai văzut șurubelul? Am luat șurubul de jos, dar și pe de unde e șurubul ăsta? Și l-a văzut că e vopsit așa, că e de la mine. Aici, prima oară. Da, și după aia s-a gândit, bă, să vezi că nu am la carburator. Și uite că nu mai are șurubul la carburator. Dar ce zici de vopsul ăsta? Care? Da, ia mișcă un pic de care, nu parcă nu se mișcă. Nu, da, da, dar stai să o luăm de aici, așa. Stai, nu de aici, de vopsul. A, nu, e, mă, e amortizor. Și rezervorul nu se mișcă, uite. Rezervorul, zicheta. Lasă să nu sară cablu. Îl iau în sus. Ia. Rezervorul. Noi, uite, cablu e pus bine așa. Lasă, mă, așa cum e, țap pardel. Dar vezi că uite pornea. Uite, bă, un șurub de ăsta. Ia, uite, ăla, bă. Ăla. Păi nu l-a pus, mă, bine, mă. Păi nu, garnitura asta aici e ruptă. Păi nu, să caute-i tu un șurub pupiluiță, ai? Stai că am vinut cu așa, cam aici. Ia să vedem ultima strigare. Dacă nu trebuie să îi luăm bujie. Nu, dacă e ceva, poate să-ți cumpăr eu o bujie. Mama, a sărit în prima, în sus. Uite, mă, e. Mama! Ce ucidă cârșe, mă! Bă, ești nebun! Iată aceea. Până, lasă că sunt pomii acolo. Bă, ce bine merge, ești nebun, ai văzut? Și camera dacă ai stai, dacă ai încălzit bujia mult. Ai văzut, ți-am zis, bă, ardeți, mă, bujia, mă, dacă eu nu știu, eu sunt tatăl lor, mă. Hai, ia uite șurubul aici de rezervă. Bă, ăsta... care l-ai găsit pe drum. Da, știu, e la care, da, l-am găsit pe drum. Nu stă că dacă e bujia nașpa. Hai, că parcă a dat-o cu a doua, a treia. Bă, e... Păi, el nu înțelege că e bujia ruptă, crăpată. Ia uzi. Dacă mă face cu butoni în el. Ia uzi, luc. Noi, mă, e bujia, zic eu, nu dă scânteie cum trebuie, ia uzi. Gata, brotherii mei, ajunge pe ziua de azi. După cum ați văzut, avem, de fapt, are numai probleme cu el în legătură cu bujia. Eu sunt 100% convins că bujia e prima și principala problemă. Fiți atenți, o să facem și partea a doua. O să-i aduc eu o bujie, că el stă cam departe de mine. Ia fii atent. Îți aduc eu băi, uite-te, mă, un pic la ea. Ia uite. Nu mai mișca, ca să se vadă aici pe asta. Ia uite, frate, ia uite. Ia uitați-vă, brotherii. Băi, gândește-te că e caz de nenoroceală. Deci nu e treabă, ai înțeles? Uite cum face. Și niște benzină și să-ți aduc o bujică. Dacă n-ai de unul la 5 să iei, n-ai de unul să iei? N-ai nimic. Ok. Și fii atent cum facem. Îți aduc eu o altă bujie și atunci, dacă cumva mai face... Până atunci poate reglezi și tu ăsta, știi? Să-i pui... Mastic sau ceva. Și îi... Dacă cumva e problema, atunci... Băi, dacă e bujia bună, cum am eu... Atunci îți dai seama dacă e de la carburator. Haideți, brother, că dacă încheiem. Nu ai scos. Păi nu, mai scos carburatorul, dar dacă e așa, n-ai ce să-i faci. Nu mai, gata, bagă-l în curte. Bă, nu mai, lasă, bagă-l în curte, desfacem bujia și mi-o dai mie ca să mă duc să văd dacă am acasă. Gata, fraților, hai. Bagă-l în curte și las-o. Nu, nu de alta, dar ați văzut, l-am ajutat, de pornit, a pornit și de câte ori
arde bujia, pornește. Dar bujia are 15 ani de zile bujia. Ok, broaderii mei, ne vedem în episodul următor. Haideți să vedem cum îl aranjăm data viitoare.